Bună dimineața, stimați telespectatori, și bine ați revenit la o nouă emisiune AgroJurnal. Sunt Mihnea Vasiliu și timp de oră vă invit să rămâneți alături de noi la Digi24. Astăzi îl avem alături de noi pe Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Adrian Oros. Domnule ministru, vă mulțumesc că ați acceptat invitația la AgroJurnal. Intrând în emisiunea noastră de astăzi, domnule ministru, traversăm o perioadă delicată, nu numai din punct de vedere sanitar, ci și alimentar. În ce măsură ați reușit, domnule ministru, alături de cei din Ministerul Agriculturii, să gestionați efectele pandemiei asupra sectorului agricol din țara noastră? Bună dimineața! Vă spun și eu, și dumneavoastră, și celor care ne privesc acum, și am să vă mulțumesc pentru oportunitate. Sigur, nu a fost o perioadă ușoară, a fost o situație prin care nimeni n-a mai trecut. Părea că lucrurile vor merge într-o direcție total negativă. Noi încă de la început am decis și ne-am sfătuit sigur și cu fermierii, cu procesatorii, că în agricultură și în industria alimentară nu trebuie să oprim activitatea. Am cerut acest lucru expres. Încă de la prima ordonanță au apărut articole care spuneau că activitatea în agricultură și industria alimentară trebuie să continue și că deplasarea fermierilor la câmp sau în ferme sau în fabricile de procesare trebuie să aibă loc, de asemenea și desfacerea produselor alimentare în piețele agroalimentare. Și am făcut repetate apeluri ca aceste piețe să rămână deschise, pentru că mi-amintesc la începutul crizei, în finele martie, unii primari au înțeles să închidă aceste piețe și am încercat să explic că sunt singurele locuri unde producătorii locali puteau să-și desfacă, să-și vândă produsele de sezon. Pentru că, practic, erau acele restricții de mișcare și consumul a scăzut foarte mult. Dacă în prima săptămână s-a înregistrat o creștere bruscă a consumului, a vânzărilor, apoi în următoarele 3 săptămâni consumul a scăzut foarte, foarte mult. Noi am încercat să monitorizăm două lucruri. În primul rând, stocurile, pentru că eram foarte interesați să știm exact cum stăm cu stocurile la produsele de bază și avem o dinamică acestor stocuri. Nu știam cât va dura criza și, de asemenea, am monitorizat prin colegii de la Direcțiile Agricole Județene și situația prețurilor, astfel încât să vedem dacă nu apar, sigur, disturbări din acest punct de vedere. Și dacă, ce am constatat, dacă la începutul crizei, în prima săptămână, datorită cumpărăturilor în cantitate foarte mare, unele prețuri au crescut brusc, în următoarele săptămâni, aceste prețuri au revenit și au rămas crescute ușor doar prețul acelor produse care vin din import. Pentru că în prima perioadă, dacă vă amintiți, în prima lună și jumătate, au fost mari probleme cu transportul produselor. Și deși s-au creat acele culoare verzi, care la început au funcționat mai greu, erau tiruri blocate pe traseu în diferite țări și eram nevoiți, pentru că eram sunați de către fermieri care își aduceau inputuri, de către procesatori, de către comercianți, am intervenit împreună cu colegii mei din celelalte state, colegii mei din minister, ca acele culoare verzi pentru transportul persoanelor, pentru transportul medicamentelor, dar și pentru transportul produselor de alimentare să funcționeze. Sigur că totul a început să decurgă normal după câteva săptămâni. Ce am mai făcut? Am scris imediat comisiei și am cerut amânarea termenelor de depunere a cererilor pentru subvenție pentru acest an. Comisia a aprobat imediat. Am sistat activitatea APIA pentru 2 săptămâni, pentru că n-am vrut să expunem nici personalul APIA, dar nici fermierii, care în mod tradițional veneau un număr mare în sediile APIA. Și cu resurse interne, și aici vreau să subliniez și vreau să felicit colegii de la APIA, cu resurse interne au creat o procedură online de depunere a acestor cereri unice de plată, încât
beneficiarul nu trebuia să treacă nici pe la primărie pentru a-și procura adeverința, nici pe la APIA, nici măcar pe la bancă pentru a-și reactualiza contul. Toate acestea le-au făcut colegii mei de la APIA și ne-am încadrat în termen, chiar depășind suprafața declarată anul trecut, cu aproape 170.000 de hectare. Vă felicit și eu, domnule ministru, alături de colegii noastre din Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură, care am observat că au autorizat la plată 99,86% dintre fermieri. S-a gestionat destul de bine această situație, având în vedere criza prin care am trecut. Cu plățile stăm foarte bine, dar și cu preluarea acestor adeverințe. Ne-am încadrat în termenul de 15 iunie și s-au depus 826.000 de cereri, mai puțin cu 17.000 ca anul trecut, dar pe o suprafață cu 170.000 de hectare mai mult decât anul trecut. Asta înseamnă că s-a redus numărul de ferme, dar suprafața acestor ferme a crescut. Și am observat acest lucru și în structura fermelor, între 1 și 5 hectare, 5 și 30 de hectare, 30-50 de hectare, au crescut suprafața fermelor, iar fermele foarte mici s-au redus numeric. Observăm un fenomen de comasare. Este un fenomen natural de comasare a fermelor foarte mici, al acelor ferme de subzistență, din care noi mai avem 563.000 de ferme, cu 20.000 mai puțin decât anul trecut. Domnule ministru, de parcă efectele pandemiei asupra agriculturii nu erau suficiente, astăzi țara noastră se confruntă cu o secetă pedologică severă. În afară de măsurile de despăgubire despre care am să vă rog să ne oferiți detalii, irigațiile constat că rămân o problemă în România. În loc să investim banii pe despăgubiri în instalații de irigat, preferăm să înregistrăm de 30 de ani încoace pierderi la bugetul de stat și să menținem acest sistem învechit de irigații de atâția ani de zile. Ce facem, domnule ministru, să ieșim din acest blocaj? Da, din nefericire, peste criza creată de evoluția pandemiei COVID-19, s-a suprapus în prima perioadă a anului o secetă extremă, o secetă puternică, nemai întâlnită, cel puțin așa ne spun specialiștii, că în ultimii 40-50 de ani nu a fost așa o secetă pedologică puternică și extremă. Sigur, mai ales în anumite zone, și mă refer aici în Dobrogea, în sudul Moldovei, dar și o parte în Oltenia. Și că foarte multe dintre culturile care au fost semănate în toamnă, și aici discutăm de 2,9 milioane hectare cu culturi semănate în toamnă, au fost afectate într-o proporție mai mare de 30%. Am dat imediat acel ordin comun cu Ministerul Afacerilor Interne pentru a se constitui acele echipe pentru situații de urgență care să consemneze care este dimensiunea pagubelor în fiecare județ, în fiecare comună și la fiecare fermier. Astăzi avem o centralizare finală, spun eu, a acestor date care sunt îngrijorătoare. Avem 1.200.000 de hectare care sunt afectate într-o proporție mai mare de 30%. Repet, din cele 2,9 milioane de hectare însămânțate în toamna anului trecut. Sigur că, așa cum am promis, o să despăgubim pe toți cei care au avut pierderi datorită evoluției secetei extreme. Sunt câteva județe, cum ar fi Ialomița, cum ar fi Constanța, cum ar fi Galațiu, cum ar fi chiar și Prahova, unde sunt suprafețe considerabile, Călărașul, Buzău, 70.000, Călărașul, 142.000 de hectare, unde cu siguranță o să facem aceste despăgubiri și aceste despăgubiri o să le facem, banii o să ajungă la fermieri înainte de începerea campaniei de toamnă, pentru că au nevoie de acești bani. Ce am mai făcut, pentru că m-ați întrebat, ce am făcut în legătură cu colegii de la APIA, anul acesta am reușit să dăm adeverințele APIA din 16 mai, cu două luni mai devreme, în așa fel încât cei care doresc pot folosi acele adeverințe și mulți dintre beneficiari le-au folosit,
să obțină împrumuturi în baza unor acorduri încheiate de către Ministerul Agriculturii prin ABIA cu toate băncile comerciale, împrumuturi avantajoase într-un cuantum de 85% din volumul banilor pe care acești fermieri o să-i primească în această toamnă prin APIA. Mai mult, am cerut comisiei și sper să ni se aprobe să dăm mai devreme și avansul care până acum începea să fie eliberați banii la 15 octombrie, să-l dăm din 15 septembrie. Să venim mai aproape, tocmai ca să compensăm din pierderile avute de fermieri în această perioadă și să le dăm o gură de oxigen în plus. Irigațiile, domnule ministru. De irigații. Nu, sigur, nu uit că v-am întrebat mai devreme, în urma CCT-ului, nu putem să continuăm așa. Am spus-o și cu alte ocazii. Irigațiile sunt doar o componentă foarte importantă, dar doar o componentă dintr-o strategie de gestionare a apei. Pentru că vedeți ce se întâmplă astăzi. Suntem la cealaltă extremă. Da. Noi suntem obligați să avem o strategie de gestionare a apei, pentru că noi nu... În ultimii 30 de ani, în România s-au făcut prea puține lucrări referitoare la menajerele de irigații, aproape deloc la infrastructura de desecare și drenaj, și avem aproape 2,8 milioane de hectare care necesită aceste lucrări și unde infrastructura este veche și distrusă, și avem nevoie și de lucrări de combatere a eroziunii solului, 2,1 milioane de hectare. Ce vrem să facem? Din acest program de reziliență sau de creșterea rezilienței României, acei bani care vin de la Comisia Europeană, am început demersurile pe lângă guvern, pe lângă ministrul fondurilor europene, care gestionează în prima fază aceste fonduri, ca o parte importantă să fie dirijate și către aceste infrastructuri de irigații, de desecare, drenaj, de combatere a eroziunii solului și a sistemului anti-grindină, pentru că banii din Programul Național Strategic, care vor veni pe perioada 2021-2027, trebuie să ajungă la fermieri pe măsuri și scheme de ajutor, și nu vrem din acești bani să utilizăm pentru această infrastructură importantă, repet, dar care necesită sume considerabile. Și pot să spun aici la dumneavoastră în direct că discutăm la ora actuală, din ce avem înțelegeri până acum cu Ministerul Fondurilor Europene, de o sumă de peste 5 miliarde euro, care să o prindem imediat în aceste lucrări de amploare. Este o veste bună pe care cred că toți agricultorii o așteaptă. Domnule ministru, în ultima vreme, în presa de specialitate, a existat o întrebare pe care aș vrea să o deslușim la Agrojurnal. Ați prelungit până la 1 iulie programul Tomata pentru valorificarea producției minime și până la 15 iulie pentru depunerea documentelor necesare care atestă producția. Ce se întâmplă cu ciclul 2, domnule ministru, al programului Tomata? Am spus-o și la începutul anului, cu siguranță și anul acesta va fi și ciclul 1 și ciclul 2. Iar la rectificarea de buget o să avem grijă ca să avem bani asigurați și pentru ciclul 2. Am prelungit termenul pentru că vremea ne-a obligat să facem acest lucru. Am încercat să fim mai riguroși anul acesta pentru că, din păcate, anul trecut, în unele județe, îngrijorător de multe dosare false au fost finanțate. Și noi dorim, și am spus-o de nenumărate ori, ca banii să ajungă la cei care într-adevăr lucrează pământul, la cei care într-adevăr cresc animale și nu la vânătorii de subvenții. Și pentru că am găsit sute de asemenea dosare, doar acolo unde am fost sesizați, anul acesta am încercat să fim mai riguroși cu verificarea dosarelor. Din păcate, evoluția pandemiei și restricțiile de circulație ne-au obligat să apelăm iarăși la buna credință a beneficiarilor și la corectitudinea echipelor de la Direcțiile Agricole Județene care verifică aceste dosare. Vreau să spun că anul acesta avem doar în ciclul 1 18.000 de dosare. Unele dintre ele sunt la plată, altele sunt în diferite faze. De data aceasta am încercat să venim ceva în plus. Cei de la Autoritatea Fitosanitară să vină să instruiască pe beneficiarii programului Tomata și sigur să și verifice dacă au trecut în registru cu tratamente fitosanitare substanțele care le-au folosit. Pentru că nu vreau să avem discuții privind
calitatea acestor tomate care sunt a căror beneficiarii respectivi sunt incluși în acest program tomată. Pentru că, din păcate, anul trecut și la începutul anului au fost articole de presă care puneau sub semnul întrebării acest lucru și am spus ca să terminăm cu aceste discuții, vom face aceste instruiri, fermierii vor trece în registru de utilizare a substanțelor respective, ce substanțe, ce cantități, care sunt dozele, în așa fel încât să fim siguri că aceste tomate sunt sigure pentru consumul cetățenilor. Vă mulțumesc, domnule ministru. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi, stimați telespectatori. După pauza de publicitate va fi prin telefon alături de noi președintele Comisiei de Agricultură din Parlament, domnul Alexandru Stănescu. Am revenit, stimați telespectatori. Domnule ministru, sunteți susținătorul consumului de produse românești. Am observat în presa de specialitate și nu numai. Ce părere aveți, domnule ministru, despre modificările aduse legii 28/2020 privind comercializarea produselor agroalimentare? Sunt sau nu sunt în favoarea producătorului român? Din păcate, nu sunt deloc în favoarea producătorului și procesatorului mic, care aici în România de regulă este producătorul și procesatorul român. Practic sunt în detrimentul lui și în avantajul marelui comerciant. De aceea, în afară de acele prevederi care au constituit motive de infringement, și am înțeles că infringementul s-a ridicat în momentul apariției legii 28/2020, din păcate am observat că în lege, în forma finală, s-au mărit termenele de plată pentru produsele proaspete de la 7 la 14 și 30 de zile și că s-a reintrodus posibilitatea ca marele comerciant să perceapă legal de la furnizorul mic costuri mai mari, tot felul de servicii și forme ascunse de taxare, practic, care dezavantajează producătorul și procesatorul român. De aceea am fost întrebat atunci în 16 mai, când această lege a apărut, dacă sunt de acord și dacă vom face norme de aplicare, pentru că noi, Ministerul, trebuie să facem norme de aplicare, și am spus că pe această lege cu care noi nu suntem de acord, care nu rezolvă deloc problemele producătorului și procesatorului român, nu o să facem norme de aplicare și că o să modificăm prin ordonanță de urgență articolul 4, aliniatul 3 din lege, respectiv articolul 8, aliniatul 2 din lege, care să rezolve măcar aceste două probleme. Iar prin promovarea schemelor de calitate și a produselor locale, produselor tradiționale, produselor etice, să încurajăm consumul de produse românești, dacă atât de mult deranjează această titulatură produs românesc. Vă întrerup, domnule ministru, îl avem alături de noi pe domnul Stănescu, președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Bună ziua, domnule Stănescu! Bună ziua, domnul Vasiliu, salut și pe domnul ministru Orăs și, bineînțeles, salut telespectatorii Digi24. Domnule Stănescu, v-am contactat în legătură cu modificările aduse legii 28 privind comercializarea produselor agroalimentare. Da. După cum știți, îl avem pe domnul ministru alături de noi. Una dintre cele mai disputate modificări din lege este aceea, domnule Stănescu, că s-a eliminat sintagma de produs românesc. Ce ne spuneți în general și despre acest aspect în special, domnule Stănescu? Chiar vă mulțumesc și pentru această întrebare, că e foarte important să clarificăm acest lucru, pentru că cineva în media a spus că produsul românesc, prin apariția legii 28, a dispărut de la raft. Total neadevărat. Este vorba de o definiție care a fost scoasă din legea 28, dar definiția de produs românesc este foarte clar în legea 168 și spune foarte clar ceea ce înseamnă produs românesc. Vreau să vă spun și mă bucur foarte tare că este legea 168, este o lege pe care noi am făcut-o în Comisia de Agricultură și am dat o definiție exact cum este dată în regulamentul 775, care a apărut mai târziu după ce noi am dat această lege. Îmi pare rău că trebuie să-l contrazic pe domnul ministru Orăs, dar domnul ministru spunea că nu vor da norme pentru această lege. Domnul ministru, în lege spune foarte clar
serviciile care nu sunt legate de actul comercial nu trebuie taxate. Dumneavoastră, prin normele metodologice, tocmai acest lucru trebuia să faceți, domnul ministru. Spuneți, domnule, serviciul YZ nu trebuie taxat. Doar serviciile, eu știu, A, B, C, D. De asemenea, am introdus în lege conceptul de parteneriat direct. Spunem tot în legea 28 că metodologia de desfășurare a parteneriatelor directe se aprobă prin ordin de ministru. Iar la fel, trebuia să prin ordin de ministru să precizați ceea ce înseamnă parteneriat direct. Cum oamenii pot să ajungă prin parteneriate directe în hipermarketuri. Deci un lucru foarte... Deci, dacă așa, legat de 14 zile, ce a spus dumneavoastră, că nu ne-a... Eu vreau să vă spun și dumneavoastră, a fost colegul meu în Comisia de Agricultură. Noi am venit de fiecare dată cu... modificările le-am trimis la Comisia Europeană, Comisia Europeană ne-a trimis înapoi și am să vă spun la dispoziție documentele la Comisia Europeană care ne spun să mărim termenul de 7 zile. Foarte clar, vă pun la dispoziție aceste documente. Îmi pare rău că dumneavoastră trebuia să le știți, domnule ministru, pentru că ați fost parte colegul meu în Comisia sau colegul nostru în Comisia de Agricultură. Lucrurile astea s-au discutat în Comisia de Agricultură. Nu știu, nu vă rog frumos să nu mai interpretați această lege în politic. Pentru că am văzut că PNL-ul și-a asumat această lege legat de asumarea legii 150. Vreau să vă spun că, și am să vă informez, pentru că nu erați în Comisia de Agricultură și la vremea respectivă PSD-ul avea majoritate și în Comisia de Agricultură și în plenul Camerei Deputaților. Dar am căzut cu toții de acord. Eu am lucrat împreună cu domnul Nini Săpunaru la legea 150. Am crezut noi că facem un lucru bun să introducem acel 51% ca produsele românești să fie expuse în hipermarketurile din România, dar din păcate Comisia Europeană nu ne-a acceptat acest lucru. Domnule Stănescu, vă rog. Eu vă mulțumesc pentru intervenție. Aș dori să vă precizez că în legea 168 despre care dumneavoastră vorbiți și care are 3 articole, nu există sancțiuni. Poate o să... Da, așa este, nu există sancțiuni, dar există o definiție și acum vreau să vă spun mai mult pentru că există acest model de definiție, există și în regulamentul 775, care e imperativ. Eu vă mulțumesc și sperăm să continuăm aceste discuții în favoarea producătorului român. Vă mulțumesc pentru intervenție. Domnule ministru, dacă aveți ceva de adăugat, continuăm oricum în același ton practicile comerciale neloiale, domnule ministru. Directiva Uniunii Europene din 2019 cu privire la acest subiect trebuie transpusă și în România până în luna mai anul viitor. Da, deci putem până în... să vorbim implicit și de legea 28 și de aceste practici neloiale. Avem cealaltă alternativă, dacă nu reușim să modificăm cele două articole, putem prin transpunerea directivei, care trebuie făcută până la 1 mai 2021, și noi avem pregătită această ordonanță care să transpună directiva, ca să reparăm lucrurile care în legea 28, în forma finală, nu sunt convenabile pentru și nu avantajează deloc producătorul și procesatorul român. Și avem forma finală a transpunerii acestei directive și foarte curând o să o avem și în dezbatere, o să avem și în dezbatere publică. Dar aici vreau să fac o paranteză. În afară de aceste probleme de reglementare. Și într-adevăr, aici eu nici n-am vrut să ajungem la discuție PNL versus PSD. Și ce reușim noi să scoatem prin Parlament și ce impunem apoi prin executiv. În afară de aceste reglementări care, sigur, până la un anumit punct se pot face respectând toate regulamentele europene. Pentru că suntem într-un spațiu comunitar și pentru că nu putem interzice, și asta vreau să o repet încă o dată, noi nu putem interzice ca în România să vină cetățeni din Uniunea Europeană sau să vină mărfuri, la fel cum nimeni în Europa nu ne poate interzice nouă cetățenilor să mergem sau să ducem mărfuri acolo. Și pe lângă aceste reglementări care trebuie să fie mai un pic mai asumate și mai dure și cu sancțiuni,
Putem noi, cetățenii, să facem acest lucru și l-am spus și o să-l spun de fiecare dată. Noi, cetățenii, educându-ne acasă copiii și la școală și cumpărând în fiecare zi sau căutând să cumpărăm în fiecare zi produse românești, în scurt timp o să facem ca toți comercianții, indiferent de cum se numesc acești comercianți, care sunt în România, să aibă pe rafturi produse românești. Doar prin simplul fapt că noi căutăm tot timpul și întrebăm de produse românești. Și ne educăm copiii să facă acest lucru. În multe țări din Europa sau în Statele Unite, acest lucru se întâmplă și în familie și în școală. Practic, este educat cetățeanul să cumpere produsele din țara sa, protejând astfel economia națională. De fapt, despre asta e vorba. Domnule ministru, aș dori să trec la un subiect la fel de important ca și cel de mai devreme cu dumneavoastră. Aș începe să vă spun, dezbinarea, și știți foarte bine, este la ea acasă în agricultura românească de mulți ani și mă refer în special la un lucru dovedit recent de reprezentanții oierilor, care au venit atât la minister cât și la guvern pe subiectul genotipării berbecilor. În primul rând aș dori să ne explicați pe înțelesul tuturor, domnule ministru, ce înseamnă acest lucru și ce se întâmplă în mod special în acest caz. Sigur. De multă vreme, crescătorii, asociațiile și crescătorii de animale și-au dorit, și așa este și normal, și autoritățile doresc acest lucru, ca în România să se crească animale cu mare valoare genetică, adică cu însușiri morfoproductive care să-i facă pe fermierii care cresc aceste animale să aibă niște venituri sustenabile. Iar produsele respective, animalele respective și produsele lor să fie vandabile, să fie competitive. În țara noastră, de-a lungul timpului, și până în 90 și după aceea, s-au dezvoltat anumite rase, anumite varietăți din fiecare specie care a fost crescută. Mediul asociativ s-a dezvoltat într-un anumit ritm. Aici este iarăși o discuție cât de puternic este mediul asociativ și cât este de unit. Din păcate, nu este foarte unit și acest lucru nu este în avantajul nici a crescătorilor care fac parte din aceste asociații, dar nici în avantajul agriculturii și economiei românești în general, pentru că dacă ești foarte unit, ai o capacitate de negociere mare, atât cu cei cărora le vinzi produsele tale, atât cu cei de la care procuri inputuri, dar și față de autorități. Ce facem cu genotipare? Ce se întâmplă aici? S-a ajuns în timp. Oamenii și-au selectat de-a lungul timpului animale. Aici mă refer la crescătorii care fac acest lucru de generații. Ei și-au selectat aceste animale doar prin însușirile fenotipice. N-au avut la îndemână această genotipare. În momentul în care s-au creat aceste registre genealogice și în mod normal, în mod natural, ele au fost date asociațiilor, ele se ocupe de aceste cărți de rasă sau aceste registre sau aceste programe de ameliorare mai ales și control oficial al producțiilor, totul a decurs foarte bine până când a apărut sprijinul cuplat voluntar, respectiv sprijinul cuplat zootehnic și care condiționa să fii beneficiarul, și aici mă refer la oi pentru că de ele m-ați întrebat, să fii beneficiarul acestui sprijin cuplat zootehnic care era peste 17,7 euro și nu 4,7 euro cât era ANT-ul, doar dacă cumperi un berbec care aparține, un reproducător care aparține unui registru. Și aici au început, să zic așa, nebunia, pentru că au fost suspiciuni că berbecii care se comercializau nu aparțineau acelui registru, iar acest lucru nu se poate demonstra decât prin genotipare, nu ai cum să demonstrezi altfel, și că cei care cumpără acești berbeci, cu siguranță cumpără un berbec care aparține registrului, care are putere de ameliorare pentru șeptelul pe care îl are și care nu transmite această boală, care are determinism genetic, screpii. Și atunci a apărut ideea, în urmă cu câțiva ani, ideea genotipării, care rezolvă ambele probleme. Pe de o parte, toți reproducătorii care aparțin acelor genotipuri care sunt sensibile
la screpi, să fie eliminat, pentru că nu e normal să ții în efectiv reproducători care pot să-ți multiplice boala, spun așa ca să înțeleagă cei care se uită la noi, și apoi să cheltui foarte mult pe dezbăgubiri atunci când constați că această boală screpi pătrunde într-un efectiv, pentru că toate aceste dezbăgubiri vin de la bugetul național. Pe de o parte, pe de altă parte, să lămurim odată această suspiciune, pentru că sunt convins că majoritatea crescătorilor și a celor care gestionează registrele de genealogice și aceste programe lucrează corect. Dar cei care lucrează incorrect trebuie să sancționați. Iar cei care cumpără acești reproducători trebuie să aibă credința că dau niște bani mai mulți și corect, să dea sume mai mari, pe niște reproducători care să le amelioreze șeptelul și în același timp să nu multiplice această boală. Asta am deci dorit... Deci merge până la capăt. Asta am dorit ca prin sondaj, Autoritatea Națională pentru Zootehnie, care coordonează și prin care noi finanțăm consistent aceste programe de ameliorare, precum și controlul oficial al producțiilor, pentru că anual și lunar, practic, se decontează niște sume de la buget, să controleze modul în care sunt cheltuite aceste sume. Și un eșantion din acești reproducători să fie genotipați. Pe de o parte, a se verifica dacă sunt sensibil la screpi, pe altă parte să verifice dacă aparțin acelui registru. Simplu. Domnule ministru, măsura interzicerii exportului de grâu. O măsură extrem de controversată și dezbătută la momentul adoptării ei. Ați reveni asupra ei, dacă ar fi să ne întoarcem la momentul deciziei, ați mai adopta-o, poate ați schimba această măsură? Dacă aș avea datele care le-am avut atunci și presiunea care era atunci, și modul în care evoluau atunci lucrurile, pentru că noi am comparat tot timpul stocurile care le aveam în 2020 în acea perioadă cu stocurile din 2019. Și ritmicitatea și viteza cu care erau exportate cantități mari de cereale. Și în momentul în care am considerat că aceste cantități de cereale sunt mult peste ceea ce se exporta în aceeași perioadă a anului 2019, când aveam semnale că și alte state încearcă să gestioneze și să aibă grijă de rezerve și de ceea ce se întâmplă cu exporturile de cereale, am luat această decizie. Într-adevăr, a fost o decizie unică. Nimeni la nivelul Uniunii Europene nu a luat această decizie. Dar nu aveam altă pârghie decât suspendarea exportului cu cereale. Pentru că era mai important în acea perioadă să ne asigurăm că până la noua recoltă, în România vor exista suficiente rezerve, în primul rând de cereale, de grâu pentru panificație, dar și pentru alte produse de bază. În acea perioadă am avut, sigur, negocieri cu reprezentanții traderilor și ne-am asigurat că până la noua recoltă, care va fi în această lună și luna viitoare, avem suficiente rezerve care erau în plus față de rezervele de stat, pe care știam sigur câte sunt. În schimb, nu aveam foarte clar dimensiunea rezervelor care se găsesc la agenții economici, decât cele pe care aceștia au dorit să ni le comunice. Nu puteam să forțăm astfel. Ce facem anul acesta ca să nu mai avem asemenea emoții? Lucrăm acum și în curând o să definitivăm o schemă de creditare-garantare pentru cei din industria de morărit, în așa fel încât ei să-și poată face contracte exact pentru cantitatea de grâu necesară consumului uman, care în România, din datele pe care dumnealor mi le-au furnizat, este, discutăm aici, de 2,2 milioane tone. Restul sunt 550.000 grâu semințe, vreo 400.000 grâu pentru furajare, încă vreo 500.000 pentru producerea alcoolului, dar pentru consumul uman discutăm de 2,2 milioane tone de grâu. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru lămuriri. Cu siguranță au fost foarte importante pentru toți telespectatorii. Revenim după o scurtă pauză de publicitate.
Am revenit, stimați telespectatori. Domnule ministru, ați avut săptămâna trecută o întâlnire cu producătorii de carne de porc din România alături de premierul Ludovic Orban. Pe scurt, ce s-a discutat, domnule ministru, pentru că trebuie să le reamintim telespectatorilor că avem în continuare peste porcină la noi în țară? Da. Sigur, discuția s-a referit și la faptul că în ultima perioadă, datorită evoluției fulminante a pestei porcine africane în România, practic în 2 ani de zile, în 2017 până în 2019, pesta porcină africană a cuprins aproape toată țara. În noiembrie 2019 mai erau doar două județe libere de pestă porcină africană și aici mă refer la Suceava și la Bistrița. Și sigur, pericolul era că capacitatea noastră administrativă din punct de vedere sanitar-veterinar era pusă în îndoială. Am mers la începutul, și în decembrie și la începutul lunii ianuarie la Bruxelles și am încercat să le explicăm celor de acolo cum au decurs lucrurile și că o să încercăm să facem un plan de eradicare a acestei boli care, din păcate, sigur, cuprinsese aproape toată suprafața țării. I-am lămurit să ne deconteze din cheltuielile care au fost făcute pentru despăgubiri, deși ei ne-au reproșat că s-au făcut despăgubiri aiurea, pentru că s-au despăgubit în acea perioadă și animale neidentificate. Adică, într-o țară normală, care funcționează normal, toți crescătorii care respectă regulile, adică își identifică animalele, care respectă restricțiile de circulație atunci când apar bolile, sunt despăgubiți. Ceilalți care nu respectă, nu numai că nu sunt despăgubiți, sunt amendați pentru că ei au participat la difuzarea virusului și la pagubele pe care le-au creat celorlalți crescători, mici sau mari. Ce concluzii s-au tras din această întâlnire? Am primit vreo 17 milioane de euro pentru despăgubirile făcute în anii precedenți și urmează să avem o strategie pe biosecuritate. Adică, și aici vreau să se înțeleagă foarte bine, pentru că de multe ori acest lucru a fost interpretat în mod intenționat eronat. Avem trei tipuri de crescători în România. Sunt crescătorii mari, fermele mari, care unele dintre ele au avut pierderi fantastice în această perioadă și dacă n-au avut boală în fermă, datorită faptului că în jurul fermei, pe o anumită distanță, a existat un focar de boală, ei au avut pierderi pentru că animalele respective nu au putut fi valorificate. Pe de altă parte, avem câteva zeci de mii, sute de mii de așa numite ferme de familie, unde gospodării, practic fiecare cetățean își cumpără un porc sau doi sau trei, îi ține în gospodărie, îi îngrașă și îi consumă. Și în fiecare localitate sunt niște samsari, care sunt cunoscuți de toată lumea, care nu țin animalele pentru consum, ci le țin ca să facă speculă, plimbând animale și boli prin târguri. Acum îi plimbă din poartă în poartă. Deci, autoritățile au ceva împotriva acestor samsari, pentru că din cauza acestor samsari, nici crescătorii mari, nici cei mici, nu au liniște, pentru că ei plimbă în primul rând aceste boli. Și trebuie luate niște măsuri de biosecuritate, care de aia mari sunt respectate în totalitate, cei mici, prin faptul că animalele nu părăsesc gospodăria, oricum le respectă, acest samsar trebuie făcuți să respecte niște norme de biosecuritate, să-și identifice animalele, să le miște doar dacă au o fermă autorizată, să știm exact unde pleacă acele animale, în așa fel încât să începem să zonăm această boală. Pe de altă parte, nu mai puțin adevărat că trebuie rezolvată problema mistreților, care și ei sunt, să zic așa, mai mult rezervori de virus. Ce s-a constatat interesant? Pe toată perioada pandemiei, datorită restricțiilor de circulație, au scăzut surprinzător de mult numărul de focare. Asta înseamnă că și oamenii, și în primul rând acei samsari care se mișcau liber, da, se mișcau liber, purtau acest virus. Domnule ministru, pentru că nu mai avem foarte mult timp și aș dori să profit de prezența noastră și să trec prin cât mai multe subiecte, politica agricolă comună și noul plan național strategic, după preluarea mandatului dumneavoastră, ați decis conceperea acestui plan în casă, cum se spune, cu resurse interne. În ce etapă vă aflați și ce vă propuneți în acest plan național strategic? Da, am zis să facem acest plan cu resurse proprii, cu consultarea
asociațiilor de fermieri și, sigur, un contract cu Banca Mondială. Pentru că aveam nevoie și avem nevoie de niște studii foarte exacte pentru ceea ce vrem noi să facem și în Programul Național Strategic, dar și în acest program național de reziliență, de creșterea rezilienței României. Și în această perioadă suntem în următorul stadiu. Am făcut analiza SWOT, am avut două întâlniri cu toate asociațiile, am trimis la Bruxelles analiza SWOT, a venit cu niște observații, acum lucrăm să inserăm observațiile și reîncepem din această săptămână întâlnirile cu asociațiile, pentru că până acum au fost aceste restricții datorate evoluției pandemiei, acum aceste restricții de circulație s-au mai relaxat, putem să le întâlnim, sigur, în cadrul mai restrâns, cu exponenții fiecărei asociații și să încercăm să discutăm punctual toate observațiile pe analiza SWOT, în așa fel încât să putem face pași, pe de parte. Pe de altă parte, și chiar în săptămâna trecută am avut o întâlnire cu ministrul german al agriculturii, cu doamna Iulia Klöckner, în care am discutat despre prioritățile pe care domnia sa le are în perioada președinției, pentru că în aceste 6 luni are președinția Uniunii Ministrilor Agriculturii. Și i-am cerut doamnei, și cu speranța că până la finele mandatului domniei sale, deci până la finele anului, vom ști exact care sunt cerințele legate de Farm to Fork, de strategia pe biodiversitate, de Next Generation, unde din fericire s-a adăugat 1,29 miliarde euro pentru România la pilonul 2, dar încă nu avem date clare. Doar sunt niște enunțuri generale. Mi se spune că minim 30% trebuie să cuprindem un program național strategic pentru măsuri de climă și mediu, dar ele nu sunt descrise. Deci e foarte important să ni le descrie, să știm exact cum, sub ce formă le prindem noi în Programul Național Strategic, în așa fel încât ele să fie acceptate de către fermieri și să fie, iar acei bani să fie absorbiți, să nu riscăm să pierdem bani pentru faptul că măsurile respective nu o să fie atractive. Și această strategie pe biodiversitate, noi avem câteva observații, pentru că aici ei discută de reducerea pesticidelor cu 50%, reducerea fertilizanților cu 20%, reducerea suprafeței agricole cu 10%, cultură ecologice până la creșterea până la 25% a suprafeței pe care se fac culturi ecologice. Domnule ministru, vă întrerup în legătură tot cu Planul Național Strategic. Și eu personal și alți colegi de-ai mei avem o curiozitate. Tinerii fermieri și ferma de familie sunt priorități pentru dumneavoastră în noul Plan Național Strategic? Da, pentru că mă uitam pe structura fermelor după ce am centralizat datele de la APIA. Și noi avem 563.000 de ferme între 1 și 5 hectare. Ferme foarte mici, care sunt ferme de subzistență. Aceste ferme nu sunt ferme comerciale. Între 5 și 30 de hectare avem 178. Mă bucur că aveți acest lucru în prioritate. Vrem să accelerăm transformarea acestor ferme de subzistență, acestor sute de mii de ferme de subzistență, în perioada celor 7 ani de zile, să ajungă ferme comerciale, ferme din care o familie se poate trăi, ferme care să reziste pe piață. Și sigur, avem ferme foarte mari, care fac performanță, care au accesat de-a lungul timpului măsuri, știu să facă agricultură, e un bun câștigat. Noi acum trebuie să ne ocupăm în mod deosebit de aceste ferme, de sute de mii de ferme mici, iar în Programul Național Strategic să-i determinăm pe de-o parte să se comaseze, să devină ferme mai mari, mai puternice, ferme care să reziste pe piață și să corectăm anumite neajunsuri, anumite lipsuri. Dacă ne uităm pe balanța noastră comercială, din păcate, exact în perioada în care am avut producții foarte bune, pentru că a fost și vreme bună, iar fermierii și-au făcut treaba, deficitul balanței comerciale a crescut
fantastic. Adică, practic, începând din 2017, noi am ajuns la minus 1,4 miliarde euro. Vrem să schimbăm această paradigmă, să finanțăm mai mult măsuri pentru depozitare, pentru procesare și pentru cooperare. Așa să fie, domnule ministru, mă bucur că ați încheiat cu această dorință. Stimați telespectatori, rămâneți alături de Digi24 și alături de emisiunea AgroJurnal.